Bine v-am regăsit, sunt astrologul Nița Ristea și în această filmare vă voi prezenta horoscopul săptămânii 19-25 septembrie și vom vorbi ca de obicei despre principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama, despre tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum vă va influența din punct de vedere emoțional, precum și horoscopul pentru fiecare zodie în parte. După cum vedeți, am schimbat decorul, este o schimbare temporară de decor, eu sunt la niște recuperări, într-o zonă așa mai austeră, dar am vrut să continui acest horoscop, nu am vrut să avem pauze și iată că fac în această seară o înregistrare. Poate calitatea imaginii, a sunetului nu este atât de bună așa cum v-am obișnuit până acum, dar contează foarte mult conținutul. Mai trec și avioanele pe aici, sunt în orarul avioanelor, orarul de trafic, așa încât s-ar putea să mai auzim și câte un avion din când în când, dar nu este absolut nimic, e ok. Eu văzând aceste avioane mă apucă iar pofta de ducă, dar mai trebuie să mai stau puțin până voi avea următoarea plecare. În descrierea la această filmare, ca de obicei știți foarte bine că aveți setarea fiecarei secțiuni și setarea horoscopului pentru fiecare zodie pe intervale de timp pentru a putea să accesați rapid ce vă interesează. Haideți să vedem cum va fi această săptămână, 19-25 septembrie 2022. Avem o zi importantă pe care deja puteți să o marcați în calendar, 23 septembrie, care marchează începutul oficial al sezonului de toamnă din punct de vedere astrologic și anume echinocțiul de toamnă. Deci vine toamna peste noi, deja ne apucă nostalgia de toamnă. Zilele lungi de vară încep să se mai domolească, după cum vedeți, și trecem la toamnă, la echinocțiul de toamnă, când din nou avem acest echilibru, da? Intră soarele în zodia Balanță, avem acest echilibru între zi și noapte și soarele intrând în zodia Balanță, intră în a treia zodie cardinală și în elementul de aer. Tot în data de 23 septembrie, Mercur retrograd deja în Balanță face o conjuncție cu Soarele proaspăt intrat în zodia Balanță și după aceea retrogradează în zodia Fecioară pentru a ne readuce noi conștientizări mult mai profunde legate de vindecare, legate de echilibru la nivel holistic al corpurilor noastre, corpul mental, emoțional, spiritual și fizic. Înainte de a trece la prezentarea principalelor aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama, haideți să vedem care este cartea acestei săptămâni, cartea oracol pentru această săptămână. Și cartea oracol pentru această săptămână este Stuck Energy, adică sunt blocat. E vorba de un blocaj. Vedeți această persoană care stă într-o mașină, o mașină care a intrat în pană, dar să ne uităm în depărtare, avem un curcubeu, deci întotdeauna atunci când suntem blocați există o soluție, dar vine cineva și ne dă o mână de ajutor, avem o idee care vine așa subit, este o carte de energie. Deci mesajul acestei cărți este: se va schimba energia, da? La această trecere dintre cele două sezoane, sezonul verii și sezonul toamnei, se va schimba energia, vom avea noi conștientizări, dar nu uitați, nu rămânem blocați în energie și căutăm o soluție de rezolvare. Începem cu primul aspect astral al acestei săptămâni. În data de 19 septembrie, Mercur retrograd în Balanță face opoziție cu Jupiter retrograd în Berbec la gradul 4:44 la ora 1:33. Ambele planete, după cum vedeți, sunt retrograde și este posibil să revină idei pe care poate le-ați parcat și acum doriți să le reactivați. Jupiter dorește expansiune, dorește măreție în tot ceea ce gândiți, iar Mercur trece totul prin firul acesta logicii și reanalizează și regândește. Poate să apară o tensiune între dorința de a cuprinde cât mai multe lucruri restante, dar pentru a profita
mai mult de acest tranzit, va trebui să vă restrângeți această viziune și să vă ocupați în special de proiectele cele mai importante, proiectele care au prioritate. În general, există tendința de a sări peste detalii sau de a crede că poți face față mai mult decât poți, dar de data aceasta s-ar putea să vă blocați verificând toate aceste informații. Dacă aveți un proiect din trecut, înainte de a intra Mercur în retrogradare, care se blocase, acum puteți forțați de împrejurări sau de un context mai stresant să găsiți soluția și să îl finalizați, dar cu multe eforturi și transpirație. Retrogradarea este momentul ideal pentru a vă pune la îndoială planurile, ideile și convingerile, deoarece să doriți să aveți la dispoziție cele mai bune opțiuni. 19 septembrie, Soarele în Fecioară face un trigon, un aspect armonios cu Pluto, care este retrograd în Capricorn la gradul 26 și 12, la ora 6:57. Este un tranzit puternic care ne poate aduce experiențe intense, experiențe profunde, vorbim despre Pluto, nu? Dar indiferent de ceea ce vă interesează în acest moment, veți fi determinați să cercetați, să investigați mai profund aspecte din viața voastră, astfel încât să obțineți o înțelegere mult mai completă. Veți avea o putere, o influență mai mare asupra propriei vieți, permițând transformări pozitive. Este vorba de acel proces de împuternicire. De asemenea, puteți exercita această putere și asupra persoanelor din viața voastră, asupra evenimentelor din jurul vostru. Relațiile cu persoanele, cu autoritate, cu firme, cu organizații ar trebui să meargă destul de bine, dar în același timp puteți să faceți și curățenie în jurul vostru. Problemele personale, profesionale pot să fie acum rezolvate mai ușor, în special vorbim de probleme care vin din trecut, aspecte care nu au fost rezolvate până acum și aveți acum șansa să le rezolvați. De asemenea, poate să fie un moment foarte bun pentru a studia domeniile acestea ezoterice, misterioase, provocatoare, cum ar fi astrologia, numerologia, să faceți investigații profunde legate de viața voastră. 19 septembrie, Venus în Fecioară face un sextil cu Lilith în Rac, la gradul 17:32, la ora 10:49. Feminitatea este activată cu ocazia acestui tranzit. Femeia aceasta pragmatică, reprezentată de Venus în Fecioară, este provocată de femeia amazoană să iasă din zona ei de confort și să exploreze aceste zone necunoscute, fricile, care nu au niciun temei, care pot să fie tipare moștenite din familie care vă pot bloca. 20 septembrie, Venus în Fecioară face un trigon cu Uranus retrograd în Taur la gradul 18:37, la ora 7:44. Este un tranzit inovator, un tranzit cu posibile surprize care vă va da un nou impuls. Poate de a încerca ceva nou pe care puteți să-l aplicați în domeniile vieții voastre, de la hobby-uri la romantism. Dacă aveți deja un partener, atunci veți căuta un alt tip de plăcere alături de partener. Dacă sunteți singuri, acest tranzit vă poate crește șansele de a găsi pe cineva nou, dar poți să fii distras de ceva nou, ceva strălucitor, acea iubire, gen foc de artificii care te scoate dintr-o rutină plictisitoare. Poți să apară în viața voastră persoane excentrice, persoane poate dintr-o altă cultură sau un alt stil de viață diferit care te captivează. Dar fii atent! Nu tot ceea ce strălucește este aur. O nouă relație începută în acest moment îți va satisface nevoia de dragoste, entuziasm, dar s-ar putea să nu dureze foarte mult. Relațiile sexuale, de asemenea, sunt asociate cu acest tranzit și, atenție, poți să fii chiar atras de situații poate mai riscante. Este un moment bun de socializare, deoarece vă veți bucura de o popularitate sporită și este un moment minunat
pentru a sărbători ceva așa din senin, fără nicio pregătire, sau pentru a face ceva fără a avea un plan pregătit dinainte. Și iată că avem ziua de 23 septembrie, este cea mai importantă zi din această săptămână și avem evenimentul major al acestei săptămâni, ingresul soarelui în balanță, are loc la ora 4:03. Deci soarele va intra în balanță la ora 4:03. Și avem acest marcaj al echinocțiului de toamnă care ne arată, de fapt, trecerea din sezonul verii în sezonul toamnei. Vine toamna peste noi și va rămâne soarele aici în zodia balanță până în 23 octombrie la ora 13:35. Balanța guvernează relațiile cu ceilalți ca o oglindă a noastră. Și în același timp, această întâlnire cu ceilalți la jumătatea drumului, compromisul și negocierea intră de asemenea în zona de acțiune a balanței. Accentul este acum pe echilibru. Să vedem cum echilibrăm, găsirea echilibrului, găsirea armoniei prin relațiile cu ceilalți și prin zona aceasta de artă, de creativitate. Balanța este și acest semn al pacificatorului, cel care dorește să aducă pace, să aducă armonie. Cu toate acestea, viața nu este întotdeauna pașnică, deoarece balanțele nu întotdeauna găsesc acest echilibru și, de fapt, toată viața balanțele caută acest echilibru. Luarea deciziilor poate să fie mai dificilă în timp ce soarele tranzitează zodia balanță, deoarece balanța cântărește cu multă atenție ambele părți ale oricărei situații, iar câteodată acest proces poate să fie nesfârșit. Cuvintele cheie pentru acest tranzit al soarelui în balanță este tact, stil, toleranță, sociabilitate. În zona de umbră, balanța poate să apară, în primul rând, indecisă, egoistă, pasiv-agresivă și superficială. Toamna este momentul adevărului, da? Dacă ne gândim că intrăm în acest sezon al toamnei, toamna, fie ne bucurăm, fie culegem ceea ce am semănat, toamna de fapt ne aduce acest rezultat al eforturilor noastre. Dacă ați acționat corect în sezoanele anterioare, atunci veți culege și rezultatele eforturilor voastre. Dacă ați amânat, dacă ați evitat eforturile constante, nu veți avea acest rezultat dorit. Legea cauzei și efectului este această lege universală. Toamna, descoperim cât de plăcut va fi iarna. Să ne gândim, când eram copii, îmi plăcea foarte mult această legendă a greierului și furnicii, da? E, uite, acum vedem ce culege greierul și ce culege furnica în acest sezon al toamnei, pregătindu-ne pentru sezonul iernii. În zona din harta voastră unde aveți zodia balanță, aflați despre nevoia voastră de cooperare și de echilibru, atât în ceea ce privește natura, cât și în ceea ce privește relația cu persoanele din jurul vostru. Ca frunzele care se amestecă în nuanțele acestea armonioase ale toamnei, trebuie să învățăm să facem și noi la fel, să ne echilibrăm și să trăim acest sezon cu multă diplomație și cu mult tact. Așa cum am spus, nu uitați, ne pregătim pentru următorul sezon de iarnă. Tot în data de 23 septembrie, soarele proaspăt intrat în zodia balanță face o conjuncție cu Mercur, care este în balanță, dar retrogradează, este în mișcare retrogradă la gradul eteric 0, 0 și 14 la ora 9:49. Este un tranzit puternic care pune accentul pe gândire, pe comunicare, pe călătoriile acestea pe distanțe scurte, în special aspectele restante, în care
Vă tot gândiți cum să rezolvați aceste aspecte restante. Mercur este în retrogradare și vă poate facilita acum găsirea de soluții la aceste probleme care poate păreau de nerezolvat. Puteți relua interacțiunea cu persoanele apropiate din viața voastră, frați, surori, verișori, vecini, cu care nu prea ați avut timp în ultimele 3 luni să comunicați așa cum erați obișnuiți. Poate să fie o zi foarte aglomerată, o zi cu multe întâlniri, corespondențe, informații noi de procesat, decizii de luat, dar fiți foarte atenți la deciziile, negocierile pe care le luați pentru a preîntâmpina posibile probleme în viitor. Tot în data de 23 septembrie, v-am spus că este cea mai importantă zi a acestei săptămâni, Mercur, după ce se întâlnește cu Soarele, va retrograda, va intra în Zodia Fecioară la ora 15:04. Mercur va retrograda până în data de 2 octombrie, la ora 12:08, la gradul 24 și 11, și va rămâne în Zodia Fecioară până în data de 11 octombrie, la ora 2:51, când va reveni în Zodia Balanță. 24 septembrie, Venus în Fecioară face opoziție cu Neptun în Pești, la gradul 23:49, la ora 11:51. Este un tranzit mai delicat, care vă poate cauza probleme fie în relații, fie în acest domeniu financiar. Atenție la persoanele care vor să profite de voi, vor să profite de bunătatea voastră, vor să profite de compasiunea voastră și care pot să vadă această bunătate a voastră ca o slăbiciune. Idealizarea excesivă a celuilalt, a partenerului, credulitatea vă poate duce la dezamăgire, dezamăgire în dragoste sau pierderi financiare care vă pot afecta stima de sine. În această zi vă recomand să fiți mai vigilenți, mai conștienți de potențialele pericole ale oricăror oferte, scheme, oferte de pe site-uri sau întâlniri din acest moment. Nu este cel mai bun moment pentru a vă găsi partenerul ideal sau pentru a face investiții. Cu toate acestea, puteți să experimentați un alt stil diferit, poate de îmbrăcăminte, modă, machiaj, coafură. Muzica, dansul, arta, filmul vă pot aduce o notă de fantezie și de glamour, de sclipire în viața voastră. Haideți să vedem acum care este tranzitul lunii prin semne în această săptămână, 19-25 septembrie, și cum vă va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional. Începem această săptămână cu o lună puternică, o lună acasă, la ea, în domiciliu, în zodia Rac, până marți, 20 septembrie, la ora 23:37. În această perioadă în care luna este în Rac, este la ea acasă, ne vom conecta la această energie empatică a Racului, la vulnerabilitatea Racului și vom simți mai multă nevoie de spațiu, să avem spațiul nostru privat, să fim alături de persoanele care contează în viața noastră, de persoanele foarte, foarte apropiate. În următoarele 2 zile, profitați de acest context astral pentru a aloca timp de calitate persoanelor apropiate din familia voastră. Veți simți nevoia să-i îngrijiți, să-i ocrotiți, să-i dădăciți, să le gătiți, să fiți atenți la nevoile lor și să le îndepliniți dorințele cu foarte multă ușurință. De fiecare dată când luna tranzitează zodia Rac, vom resimți mult mai profund această conexiune cu luna, deoarece știți că Racul este, ca semn astrologic, este guvernat de lună. Ce putem să facem când luna este în Rac? Să stăm, așa cum am spus, pe lângă casă, alături de cei dragi, să reactivăm amintirile, să ne uităm pe poze, pe fotografii vechi, pe cărți de colecție, să ne exprimăm poate emoțiile în zona aceasta, în domeniul artistic, să ne scriem impresiile într-un jurnal, să avem grijă de cineva, să gătim. Deci sunt foarte multe opțiuni pe care le aveți la dispoziție. Luna vidă în Rac are loc în data de 20 septembrie între orele 18:56 și 23:37 și este puțin probabil să ne influențeze.
din 20 septembrie, ora 23.37, până în 23 septembrie, la ora 10.53, luna va tranzita semnul de foc al leului și ne va reactiva dorința de a fi văzuți, de a fi apreciați, de a fi admirați, de a fi în centrul atenției celorlalți. În aceste două zile și jumătate, luna este în scădere, și de aceea nu vă recomand să începeți noi activități, deoarece luna nu are suficientă putere pentru a le materializa fizic și are putere să lucreze în subconștient. Așa încât mai bine centrați-vă pe voi, deschideți-vă inimile către noi experiențe de viață, conectați-vă la emoțiile care emană prin această conectare la energia inimii. Luna vidă în leu are loc în perioada 22 septembrie la ora 14.06 până în 23 septembrie la ora 10.53 și este recomandat în această perioadă să nu luați decizii importante. Din 23 septembrie ora 10.53 până în 25 septembrie la ora 19.43, luna va tranzita zodia fecioară și vă veți spune pe treabă chiar dacă este weekend. Luna este în faza balsamică, înainte de luna nouă în balanță din data de 26 septembrie și vă recomand să lucrați cu multă seriozitate și responsabilitate cu voi. Este o perioadă puternică în care aveți acces la conștientizări puternice și la această putere de vindecare. În astrologie, luna este un arhetip feminin care emană energie emoțională, introspecție și foarte multă empatie. Fazele ei afectează lumea de pe pământ, având stăpânirea asupra gândurilor, asupra sentimentelor, asupra emoțiilor noastre. Această energie de transformare a lunii balsamice sau așa numită luna întunecată, Dark Moon, este o cheie de a valorifica la maxim aceste trăiri care ne pot ajuta să procesăm, ne pot ajuta să vindecăm și să eliberăm emoțiile și situațiile provocatoare care au loc în viața noastră. Acesta este un interval ideal pentru a activa din umbră, identificând blocajele emoționale, onorându-le, eliberând din tensiune, din anxietate, din îngrijorare și pentru a vă curăța câmpul energetic în timp ce ne îndreptăm spre ultimul trimestru al acestui an. Fiți blânzi cu voi și bucurați-vă de weekend. Fiți atenți la ce mâncați și nu faceți excese culinare, deoarece vă veți simți rău și organismul va reacționa imediat. Și acum haideți să vedem care este horoscopul pentru această săptămână 19-25 septembrie. Vă reamintesc că acest horoscop este făcut pentru persoanele care au soarele, care au luna sau ascendentul în fiecare zodie în parte. Este un horoscop general, nu este un horoscop particularizat pentru fiecare din voi în parte, așa încât dacă doriți să aflați detalii legate de horoscopul vostru personal, da, de evoluția voastră în această săptămână, este important fie să suprapuneți aceste tranzite peste harta natală sau să apelați la un astrolog. Berbec. Dragi berbeci, începeți această săptămână cu reconfigurare traseu legată de comunicarea cu partenerii voștri în general. Vă reevaluați propriile convingeri, credințe, dar sunteți mai receptivi și la ceea ce vă transmit partenerii voștri. Cu Mercur retrograd în balanță, aveți șansa de a vedea lucrurile, divergențele într-o altă lumină și puteți să le rezolvați cu mult tact și cu multă diplomație. Cea mai importantă zi acestei săptămâni și pentru voi este ziua de 23 septembrie, când vine toamna. Soarele intră în zodia balanță și în perioada următoare de o lună, atenția voastră va fi îndreptată cu prioritate către domeniul parteneriatelor de orice fel și domeniul colaborărilor. Mercur face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia balanță și
reîncepe să tranziteze zodia fecioară până data de 11 octombrie. Este de fapt un ultim mesaj de reevaluare din partea voastră a comunicării în relații, ca o preluare de ștafetă, da, de la zodia balanță la zodia fecioară. Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, reevaluări legate de serviciu și de sănătate. Un alt mod poate de a comunica cu șefii voștri, o decizie poate de a reanaliza colaborarea voastră la locul de muncă, de a explora noi opțiuni, pot să fie acum teme de analizat pentru voi. De asemenea, reflectorul va fi pus și pe domeniul sănătății. Da? Cum vă simțiți și cum puteți să vă păstrați acest echilibru între viața profesională și viața personală. Și mesajul cărții Oracol pentru voi, dragi berbeci, ca de obicei, voi sunteți în centrul atenției, sunteți pe scenă, este această cărare, da, care vă onorează, honoring pass. Deci, după cum vedeți, după cum arată și această carte, sunteți plini de încredere, și sunteți deciși să ieșiți pe scenă. Este și o perioadă în care Jupiter este în berbec, este retrograd, vă analizați opțiunile, vedeți cum ați reacționat până acum, ce puteți să faceți mai bine de acum înainte, și această carte vă arată că este foarte important să aveți încredere în voi. Să aveți încredere în voi, fiindcă succesul este de partea voastră. Lucrați la această abordare, fiindcă vă va fi de folos, în special în perioada în care Jupiter va intra în mișcare directă, și atunci veți putea să demonstrați de ce sunteți în stare. Taur. Începeți această săptămână cu reconfigurare traseu legată de comunicarea voastră la serviciu cu șefii voștri sau cu colegii de serviciu. Dacă sunteți atenți la dialogul interior, puteți primi clarificări, o înțelegere superioară a acestor aspecte de care poate vă caramporați fără a avea un motiv anume. Mercur retrograd în balanță vă învață să vă armonizați cu ceilalți și să lăsați orgoliile deoparte. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este și pentru voi ziua de vineri, 23 septembrie, când vine și la voi toamna, soarele intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună, reflectorul vostru, atenția voastră va fi îndreptată cu prioritate către domeniul serviciului, către domeniul sănătății și, bineînțeles, asigurării acestui echilibru optim între sănătate, viață personală și viață profesională. Mercur retrograd face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia balanță și va reîncepe să tranziteze zodia fecioară până în data de 11 octombrie. Un ultim mesaj de reevaluare este acest tranzit din pe ultimul grad eteric al balanței, de reevaluare a comunicării cu colegii voștri, cu șefii voștri, vedeți tonul comunicării, modul în care relaționați cu ceilalți și vedeți cum puteți să îmbunătățiți această comunicare. Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, evaluări legate de comunicarea poate cu un partener romantic din viața voastră, cu copiii voștri sau chiar cu copilul interior. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi tauri, este un mesaj foarte puternic: maestri ascensionați. Deci sunteți ghidați, aveți parte de ghidare, oricum nodul nord în taur, la voi acasă, vă oferă foarte multă putere de a vă schimba, puterea aceasta de a face lucrurile cu totul și cu totul altfel, această ghidare foarte, foarte specială, așa încât bazați-vă și pe ajutoarele pe care puteți să le primiți în această săptămână.
Gemeni, începem această săptămână cu reconfigurare traseu și pentru voi legată de comunicarea voastră cu partenerii romantici sau cu copiii. De multe ori putem exagera când ne manifestăm iubirea și avem convingerea că facem ceea ce este mai bine pentru ceilalți, dar acum cu acest Mercur retrograd în balanță avem de învățat că nu trăim singuri și că în cazul vostru este bine să vă armonizați interesele, dorințele voastre și cu ceilalți, indiferent că ceilalți sunt prietenii voștri, sunt iubiții voștri, sunt copiii voștri și să vă armonizați și interesele voastre cu voi. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este și pentru voi ziua de 23 septembrie, ziua în care vine toamna, soarele intră în zodia balanță și în următoarea lună, atenția voastră va fi îndreptată cu prioritate către o perioadă poate mai de relaxare, de mini-vacanță sau timp alocat, timp de calitate pe care puteți să-l alocați copiilor voștri, persoanelor iubite din viața voastră sau chiar vouă, alocați-vă timp, făceți-vă timp pentru voi să vă relaxați, să vă destindeți, să vă simțiți bine. Mercur retrograd face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește și zodia balanță și va reîncepe acest tranzit în zodia fecioară până în data de 11 octombrie. Este de fapt un ultim mesaj al lui Mercur în balanță de reevaluare. Să vedeți cum comunicați, cum comunicați cu copiii voștri, cum comunicați cu partenerii voștri, cum comunicați cu voi. Care este tonul comunicării? Care este mesajul acestei în această comunicare? Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, reevaluări legate de familie și situația locativă este poate un alt mod de a comunica cu persoanele din familie, o schimbare a priorităților care va conduce către o reanalizare a unor opțiuni legate de casă, locuință, posibile mutări, relocări, închirieri sau chiar afaceri imobiliare. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi gemeni, în această săptămână 19-25 septembrie este iubirea adevărată, da? Deci vorbeam despre partener romantic, da? Vorbeam despre iubire. Aici, cartea aceasta este o carte de energie. Deci, vedeți care este energia pe care o investiți în aceste relații de iubire cu ceilalți, așa cum am spus, relația de iubire cu voi, relația de iubire cu copiii voștri, relația de iubire cu copilul interior sau cu persoanele iubite din viața voastră, deoarece vedeți aici, această femeie se oglindește în această oglindă și așa și noi ne oglindim în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Rac. Racii încep săptămâna cu reconfigurare traseu legată de acest echilibru între carieră și familie. Chiar dacă racii pot să aibă convingeri ferme legate de ascensiunea lor socială, de această nevoie de afirmare, este benefic acum cu ocazia retrogradării lui Mercur în balanță să înțeleagă și nevoia aceasta de armonizare a intereselor lor personale cu nevoia de a petrece mai mult timp de calitate alături de cei dragi și de a comunica cu ei cu mult tact și cu multă diplomație. Cea mai importantă zi acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie, când și pentru raci vine toamna. Soarele intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună atenția va fi îndreptată cu prioritate către relațiile de familie, către situația locativă sau către afacerile imobiliare. Mercur retrograd face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi va părăsi zodia balanță și va reîncepe tranzitul în fecioară până în data de 11 octombrie. Este de fapt un mesaj de reevaluare a comunicării
legate de familie, comunicarea cu persoanele dragi, cu familie, părinți, frați, surori, situație locativă sau afacerile imobiliare. Până la finalul lunii vor avea loc reajustări, reevaluări legate de comunicare, de contractare, de negociere, învățare, socializare în mediul live sau online. Un alt mod de a comunica, poate un alt mod de a iniția negocieri, de a perfecta contract, de a face comerț, pot să fie teme pe care racii le vor avea de rezolvat. Și mesajul cărții Oracol pentru raci este foarte, foarte clar, este un mesaj de evenimente și mesajul se numește commitment, angajament. Deci, dragi raci, veți fi foarte angajați, vă veți lua o serie de angajamente în această perioadă, am spus, în special veți pendula între familie și carieră, dar este important să fiți foarte fermi în angajamentele pe care vi le luați, dar în același timp, așa cum am spus, să asigurați acest echilibru în viața voastră. Leu. Începem săptămâna cu reconfigurare traseu pentru voi, dragi lei, legată de comunicare, de relaționare, în general, pe înțelesul tuturor. Chiar dacă sunteți foarte dezvoltați spiritual și înțelegeți lucrurile la un alt nivel de acum, cu ocazia retrogradării lui Mercur în balanță, este important, dragi lei, să învățați cum să comunicați cu ceilalți, să puteți disemina, să puteți să împărtășiți din ceea ce ați învățat către ceilalți și să aveți în același timp dorința și de a asculta și de a înțelege pe ceilalți. Cea mai importantă zi acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie, când vine toamna, soarele intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună, atenția va fi îndreptată cu prioritate pentru voi către domeniul comunicării, comerțului, negocierii, ofertării, contractării, participării la cursuri, la diferite evenimente, atât live cât și online. Mercur retrograd face o conjuncție cu Soarele, care este proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în aceea zi va părăsi și zodia balanță și va reîncepe să tranziteze zodia fecioară până în 11 octombrie. Este un ultim mesaj de reevaluare a modului în care comunicați, în care relaționați, în care socializați. Până la sfârșitul lunii, pentru voi, dragi lei, vor avea loc ajustări, reevaluări legate de data aceasta de rezultatele activității voastre, adică de cum s-a materializat munca depusă de voi. Poate veți vedea, veți cerceta, veți reanaliza un alt mod de a munci, noi domenii de interes pe care puteți să le abordați acum, pentru a materializa noi resurse financiare suplimentare și a explora noi opțiuni. Acestea pot să fie teme importante pentru voi și mesajul cărții Oracol pentru voi, dragi lei, este energie fragmentată. Este o carte de energie, deci vedeți ce veți face în această săptămână, ce puteți să faceți este să puneți aceste piese în puzzle-ul vieții voastre, să acționați, da, să vă faceți temele și să vedeți cum puteți să soluționați, cum puteți să rezolvați acest puzzle. Fecioară. Începem săptămâna cu reconfigurare traseu legată de gestionarea finanțelor personale și gestionate în comun. În cazul vostru, dragi fecioare, pot să apară dispute legate de banii partenerului sau legate de investițiile pe care le-ați făcut în comun, deci probleme din acestea financiare. Acum, cu ocazia retrogradării lui Mercur în balanță, este foarte importantă diplomația, tactul în abordarea acestei teme, astfel încât să înțelegeți poate care sunt nemulțumirile partenerului și să puteți să analizați cauzele acestor conflicte, posibile conflicte. Cea mai importantă zi acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie, când vine toamna, soarele intră în balanță și în această perioadă, timp de o lună de zile,
Atenția voastră va fi îndreptată cu prioritate către domeniul parteneriatelor de orice fel și domeniul colaborărilor. Mercur retrograd face o conjuncție cu Soarele proaspăt intrat în balanță la gradul de teric 0 și tot în această zi părăsește zodia balanță și reîncepe să tranziteze zodia fecioară până în data de 11 octombrie. Este un ultim mesaj și pentru voi de reevaluare a modului de gestionare a finanțelor personale, de valorizare, ca o preluare de ștafetă. Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, reevaluări legate de noile proiecte, legate de vizibilitatea în public, atenția acordată corpului fizic, un alt mod poate de a relaționa cu ceilalți, de a vă pune în valoare, de a ieși în față, de a căpăta vizibilitate, de a lansa noi proiecte, pot fi teme de analizat pentru voi. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi fecioare, este o carte de Women, People, The Loving Man. Deci, vedeți aici, conexiune, relaționare poate cu o persoană iubită, cu o persoană care vă aduce recunoștință pentru ceea ce faceți, vă face daruri. Deci, întâlniți-vă, aveți parte de evenimente în această săptămână și fiți atenți la persoanele care intră în viața voastră. Balanță. Dragi balanțe, începeți săptămâna cu reconfigurare traseu legată de modul în care relaționați cu ceilalți, chiar dacă ați avut o serie de convingeri, de credințe legate de relaționarea cu ceilalți. Acum le reanalizați și vedeți ceea ce este mai important pentru voi. Cu ocazia retrogradării lui Mercur în balanță, este important să reechilibrați balanța pentru a vă simți bine și pentru a dezvolta relații în armonie cu ceilalți. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este ziua de vineri, în special pentru voi, dragi balanțe, fiindcă vine toamna și nu numai acesta este motivul. Motivul este foarte puternic. Soarele vine la voi acasă, intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună, atenția va fi îndreptată către voi. La mulți ani, dragi balanțe, să aveți un an aniversar magic. Anul acesta care vine, care începe, începând cu data de, cu ziua de 23 septembrie, tot acest sezon al balanțelor să fie un nou început pentru voi, o perioadă în care să puteți să vă planificați un an aniversar foarte, foarte special pentru voi. În această săptămână, cu ocazia intrării Soarelui în zodia Balanță, așa cum am spus, atenția va fi îndreptată către voi. Da, poate să fie, să pară ceva mai curios, dar chiar așa este, dragi Balanțe. A venit timpul să vă ocupați de voi în exclusivitate. Mercur retrograd face o conjuncție cu Soarele proaspăt intrat în Balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia Balanță și va reîncepe să tranziteze zodia Fecioară până în data de 11 octombrie. Este un ultim mesaj pentru voi de reevaluarea comunicării relații ca o preluare de ștafetă. Până la finalul lunii veți avea timp să meditați la ce mai aveți de făcut pentru voi în exclusivitate. Rezervați-vă să fiți cu voi, să aveți un dialog sincer cu voi pentru a conștientiza ce vă lipsește, de ce aveți nevoie pentru a vă simți foarte bine. Și mesajul cărții Oracol pentru voi este tot o carte de oameni, people, este, cartea se numește Profesor, dar acum vorbim despre voi, despre modul acesta în care relaționați cu ceilalți, puteți să întâlniți persoane în viața voastră care să fie adevărați profesori pentru voi, puteți să mergeți la cursuri, deci este o săptămână în care veți începe încet, încet să vă pregătiți să învățați, veți învăța lucruri noi și, așa cum am spus, aveți șansa în această lună care se așează în fața voastră să vă pregătiți un nou an aniversar. Scorpion.
Începeți săptămâna aceasta cu reconfigurare traseu legată de realizarea unui echilibru armonios între corpurile voastre, fizic, mental, emoțional și spiritual. Aveți nevoie să vă ascultați vocea interioară, să aveți dialogul acesta interior cu voi, să fiți atenți la vise, la mesaje, la sincronicități pentru a rezolva dezechilibrele apărute în viața voastră, în relația dintre activitatea profesională și activitatea personală. Cea mai importantă zi acestei săptămâni este ziua de 23 septembrie, când vine toamna și pentru voi, dragi scorpioni, soarele intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună, atenția va fi îndreptată cu prioritate către voi și către dialogul interior cu voi. Este important acum să vă faceți un bilanț al anului aniversar care se apropie de final și să vă pregătiți pentru noul an aniversar care bate la ușe, cioc, cioc, cioc. Mai este foarte puțin. Mercur face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia balanță și reîncepe să tranziteze zodia fecioară până în 11 octombrie. Acesta este un mesaj de reevaluare a modului de gestionare a comunicării cu voi și de înțelegere a mesajelor pe care le primiți fiind conectați la subconștientul colectiv. Până la finalul lunii veți avea timp să reevaluați relațiile cu prietenii voștri, cu grupurile din care faceți parte și, de asemenea, să vă reevaluați planurile voastre de viitor. Și mesajul cărții Oracol pentru voi, dragi scorpioni, este un mesaj de bucurie, este un mesaj de energie, deci veți fi foarte, foarte energici, da, paradoxal, da, veți ieși din, vă pregătiți, așa cum am spus, vă pregătiți pentru noul an aniversar și mesajul este joyous fun, deci este o bucurie, o veselie generală, da, și este un mesaj foarte optimist, ceea ce nu poate decât să vă ghideze pentru începutul, pregătirea începutului unui nou an aniversar care să fie la fel de vesel așa cum arată această carte. Săgetător. Dragi săgetători, începe săptămâna cu reconfigurare traseu legată de convingerile voastre, legată de credințele pe care le promovați în relațiile cu persoanele dragi din viața voastră, cu prietenii, cu partenerii romantici sau cu copiii. Pot să fie tipare limitative, exagerări care vă conduc la izolarea față de cei dragi și pe care, dacă le armonizați, acum puteți să aveți parte de o viață socială activă și puteți să vă bucurați de viață. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie, când vine toamna. Soarele intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună, pentru voi, dragi săgetători, atenția va fi îndreptată cu prioritate către socializare, relaționarea cu prietenii voștri, persoanele din grupurile de socializare din care faceți parte sau către structurarea unor noi planuri de viitor. Mercur retrograd face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia balanță și reîncepe să tranziteze zodia fecioară până în data de 11 octombrie. Este un ultim mesaj de reevaluare a comunicării cu prietenii sau comunicarea voastră în cercurile acestea de socializare, de networking. Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, reevaluări legate de carieră, de afirmarea voastră socială, de relațiile cu persoanele cu autoritate din viața voastră. Un alt mod de a comunica cu persoanele cu autoritate din viața voastră, noi opțiuni legate de alte drumuri în carieră sau o altă abordare pot să fie teme de analizat pentru voi. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi săgetători, este letting go. Deci vedeți ce mai aveți de eliberat. Da? Aveți aici mai multe opțiuni, mai multe uși care se pot deschide la comanda voastră, dar vedeți ce ușe deschideți, asemeni cutiei Pandora. Da? Vedeți ce ușe deschideți și este bine să deschideți aceste uși
după ce scăpați de balastul din trecut. Capricorn. Dragi Capricorn, începeți această săptămână cu reconfigurare traseului legată de echilibrul acesta între familie și carieră. Nu este vorba de alegeri, nu este vorba de sacrificii. Atenție, este vorba numai de a vă reanaliza convingerile, credințele voastre moștenite, poate preluate din familie, și de a înțelege că putem să alocăm timp de calitate și familie și în același timp putem să ne și organizăm timpul pentru a evolua în carieră, pentru a crește în carieră, fără să facem sacrificii. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie. Vine toamna și pentru voi, dragi Capricorn, soarele intră în zodia Balanță și în următoarea perioadă de o lună, atenția voastră va fi îndreptată cu prioritate către domeniul carierei, afirmării publice, recunoașterii sociale, vizibilității publice. Mercur retrograd face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în Balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia Balanță și reîncepe să tranziteze zodia Fecioară până în 11 octombrie. Un ultim mesaj de reevaluare a modalității de a gestiona relațiile cu persoanele cu autoritate, partenerii de afaceri sau de gestionarea opțiunilor pe care le aveți legate de carieră și urcarea pe scara socială a recunoașterii este acum disponibil. Până la finalul lunii vor avea loc și pentru voi, dragi Capricorni, ajustări, reevaluări legate de relațiile pe care le aveți cu străinătatea, posibil parteneri din străinătate, cu relațiile contractuale pe care le aveți cu alte țări și reevaluarea adevărului care vă conduce să aflați care este sensul vieții. Un alt mod de a conștientiza credințele și convingerile voastre pot fi teme de analizat pentru voi. Și mesajul cărților oracol pentru voi, dragi Capricorni, este un mesaj foarte fain, increase, deci creștere. În cazul vostru, ați văzut, vorbim de creștere, vorbim de evoluție, vorbim de foarte multă ambiție, foarte multă determinare, așa încât sunteți aliniați cu această carte de ciclu și nu uitați că viața este formată din aceste ciclicități, sunteți pe val, este o perioadă bună pentru voi, profitați de această perioadă. Vărsător. Dragi vărsători, începeți această săptămână cu reconfigurare traseu legată de modul în care comunicați, gândiți sau relaționați cu ceilalți. Aveți tendința, poate, de a exagera, de a împinge dorințele voastre, de a face conexiuni cu ceilalți către extrem. Și acum, cu Mercur retrograd în Balanță, este benefic să aveți această înțelepciune de a vă conecta la adevărul vostru și, de fapt, la ceea ce doriți voi cu adevărat să transmiteți, să diseminați către ceilalți într-o atmosferă de armonie și echilibru. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie, când vine toamna și pentru voi, dragi vărsători, soarele intră în Balanță și în următoarea perioadă va fi o lună cu atenția îndreptată cu prioritate către domeniile legate de spiritualitate, de străinătate și de educație. Poate noi cursuri, poate noi drumuri, noi excursii sau noi căi de explorare, de expandare a orizontului cunoașterii. Mercur retrograd face o conjuncție cu soarele proaspăt intrat în Balanță la gradul eteric 0 și tot în această perioadă părăsește zodia Balanță și reîncepe să tranziteze zodia Fecioară până în data de 11 octombrie. Este un ultim mesaj pentru voi de reevaluare a sistemului de credință, de convingeri, de reevaluare a relațiilor cu străinătatea, de reevaluare a posibilităților pe care le aveți în domeniul carierei. Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, reevaluări legate de gestionarea portofoliului finanțelor, gestionarea banilor altora sau a banilor primiți de la alte persoane. Domeniul financiar, intimitatea în relații, sexualitatea, taburile, științele ezoterice
pot să fie teme de analizat pentru voi. Și mesajul cărții Oracol, avem o carte de evenimente pentru voi, dragi vărsători, da, vorbeam de străinătate, nu? Este călătorie. Vedeți, aveți bagajul aici pregătit în fața ușii, deci puteți, așa cum spune și cartea Oracol, să fiți pregătiți pentru noi călătorii. Pot să fie călătorii fizice sau pot să fie călătorii la nivel virtual. Pești. Dragi pești, începeți această săptămână cu reconfigurarea traseu legată de gestionarea portofoliului finanțelor, în special dacă aveți nevoie de finanțări, de refinanțări, de găsirea de soluții financiare mai bune. Vă recomand o mai mare cumpătare, o limitare a cheltuielilor concomitent cu o mai bună alocare a resurselor financiare de care dispuneți. Mercur retrograd în balanță vă ajută să vă echilibrați în acest domeniu și să fiți atenți la aceste aspecte financiare din viața voastră. Cea mai importantă zi a acestei săptămâni este ziua de vineri, 23 septembrie, când vine toamna și pentru voi, dragi pești, soarele intră în zodia balanță și în următoarea perioadă de o lună, atenția voastră va fi îndreptată cu prioritate către aceste domenii legate de zona financiară, finanțe, de asemenea, zona aceasta legată de intimitate, de sexualitate sau științe ezoterice. Mercur retrograd face o conjuncție cu Soarele proaspăt intrat în balanță la gradul eteric 0 și tot în această zi părăsește zodia balanță și reîncepe să tranziteze zodia fecioară până în data de 11 octombrie. Este un ultim mesaj de reevaluare a modului de gestionare a finanțelor, a intimității, a taburilor sau a domeniilor ezoterice care vă pot interesa. Până la finalul lunii vor avea loc ajustări, reevaluări legate de parteneriatele de orice fel. Comunicarea cu partenerul, modul în care vă ascultați și înțelegeți mesajele partenerilor pot fi teme de analizat pentru voi. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi pești, în această săptămână, 19-25 septembrie, este o carte de ciclu transformare. Deci un mesaj foarte puternic. Deci fiți pregătiți pentru transformările care vor veni în viața voastră. Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube pentru a crea nou conținut, nu uitați like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul Join, alăturete și sunteți mai aproape de mine și de partenera mea, psiholog Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!